Bună ziua tuturor! Aici avem un măr cu două tulpini. Observați? De jos, de la 15 cm, pornesc două tulpini. Așa a fost lăsat, așa a crescut și aici avem o tufă. Dar acest măr, fiindcă este foarte bun, merită să facem o coroană ca să poată crește bine, să rodească bine și să trăiască mulți ani. Ce vom face noi sau ce veți face dumneavoastră dacă întâmplător aveți și dumneavoastră un măr așa cu două tulpini și vreți să îl corectați ca să fie bun pentru viitor, că așa nu va crește bine. În primul și în primul rând, chiar dacă are două tulpini, trebuie să ne gândim că pe două tulpini nu putem să-l facem cu ax central, pentru că va fi unul din ei, din tulpini, va trebui să fie axul central și unul va trebui să fie doar cu două șarpante și va fi un dezechilibru în pom. În astfel de situații se face doar tip vas cu șarpante cât de cât egale între ele, ca seva să se împartă pe cele două tulpini cât de cât egal, dar nu o parte, o tulpină să fie pipernicită și cealaltă tulpină să fie, să crească abundent și să fie așa ca un uriaș cu un pitic. Nu. Se caută patru șarpante, pe fiecare tulpină câte două, ca să poată crește în mod echilibrat. Și începem căutarea. Nu ne este ușor, dar trebuie să o facem. În această zonă am găsit o șarpantă. Aceasta va fi șarpanta noastră de viitor în această zonă. Tăiem așa, aici, în această zonă. Vom rupe toți mugurii de rod, pentru ca din mugurii vegetativi să ne pornească creșteri. Tăiem și aici rodul și aici, ca să atragem sevă cât mai mult, să crească această șarpantă, să se îngroașe. Bun, aici avem o concurență foarte mare, o tăiem la cep. Așa, în partea de jos, la fel avem o creștere foarte mare, o tăiem la o creștere anuală cu rod. În această zonă avem o creștere, dar este plin cu rod, se va pleca, nu ne va deranja, lăsăm să fie și ceva mere în acest an pentru proprietari. Aici din 5 mere nu lăsăm decât 2, pentru că este prea subțire. Bun, să căutăm o altă șarpantă. Nu este ușor și din păcate nu o să putem face cu 4 șarpante, va trebui să o facem cu 6 șarpante pentru ca să putem alege în viitor cele 4 echilibrate. Așa. În această zonă vom alege o șarpantă. Tăiem scurt ca să avem creșteri mari. Ce vine peste ea o tăiem. Acestea sunt creșteri cu rod, le lăsăm ca să dea și rod. Ce este totuși mai aproape, tăiem ca să tragă sevă. Bun, deja avem două șarpante. Să le căutăm pe următoarele. Următoarea ar fi cam aceasta. Cam aceasta ar fi următoarea. Tăiem în această zonă, la inel, și tăiem în lemn de un an, la 3 muguri, rupem din rod, lăsăm 2-3 mere, atât, pentru ca să atragă seva să se dezvolte. Aceasta o lăsăm care are rod, în partea de jos lăsăm doar 3 mere, aici la fel lăsăm un măr. Bun, deja avem 3, dar toate sunt cam în această zonă. Să căutăm și în partea opusă. În partea opusă o vom alege pe aceasta ca șarpantă. Alegem din ce avem. Tăiem la 3 muguri, o mugură care vine în partea aceasta, rupem rodul pentru ca să nu trebuiască să lupte seva și cu rodul să-l crească, ci să dea muguri vegetativi, să fie creșteri și să se îngroașe. Bun, deci avem în această zonă viitoarea șarpantă. Această creștere din interior va trebui să o tăiem la inel.
Vedeți dacă nu se face tăierile la timp, câtă pierdere? Cât a muncit pomul să crească această creangă și noi acum o tăiem. De aceea, în primii 3-4 ani, asigurați-vă că aveți forma corectă la pomii dumneavoastră. La fel, mai întâi trebuie să vedem dacă de pe aceeași tulpină reușim să avem 3. Aceasta nu putem tăia. Din păcate, nu putem să tăiem decât aceasta care merge spre interior. Tăiem la inel. Așa. Iar pentru că în această zonă de aici și până aici e foarte mare distanță, vom fi obligați să alegem o șarpantă din aceasta. Observați? Din aceasta. Să alegem o șarpantă. Va trebui cumva să o înclinăm și vom căuta o metodă să o înclinăm. Pentru că avem un spațiu foarte mare gol. Tăiem la inel, tăiem la inel. Tăiem la 40 de centimetri pentru că este deja groasă. Tăiem la inel. Tăiem la rod. Și aici lăsăm doar două mere. Și vom fi obligați să o înclinăm ca vasul să fie cu adevărat vas, că altfel merge aproape drept în sus. Bun, deci în această zonă, și aici scurtăm două mere, avem deja 3 șarpante și în această zonă suntem obligați să facem momentan tot 3 șarpante pentru echilibru, după care, după creșteri, va trebui să o conducem prin tăieri, să rămână 2-2, dacă 3 șarpante va fi prea mult. Aceasta va fi altă șarpantă la un mugure care vine spre... Uitați, aici am găsit un mugure, se vine în această direcție. Aceasta să meargă încolo, aceasta să vină încoace, scurtăm. Această creștere de jos, lăsăm aici două mere, lăsăm aici două mere. Bun. Aici este un pic prea mare spre interior, lăsăm doar pentru anul acesta 3 mere. Așa, aceasta la fel este prea mare, lăsăm aici 2 mere. Așa. Acum avem 6 șarpante, dar aceasta foarte groasă trebuie cumva să o aplecăm. Vedeți, aceste 3 șarpante sunt foarte apropiate. Dacă noi vom pune aici un lemn sau o salce de baltă, cum am eu, și vom face așa, numai bine aceasta va veni spre exterior și aceasta se va depărta spre acel loc gol, se va depărta de aceasta, se va apropia de aceea de care era departe. Deci prin aceste ghidaje, noi putem să conducem ramurile pomului aproape unde ne dorim noi. Bun. Totdeauna, când vrem să depărtăm două ramuri, trebuie să punem într-un loc dacă are o țepușă, o creangă mică, ceva care să ajute. Când facem această mișcare, nu să nu fie brusc să dezghinăm pomul pentru că este fragil, ci să o facem încet. Încet. Așa. Da? Dacă observați, deja s-a modificat și mai facem o mișcare. Vedeți ce? Aceasta este prea apropiată de aceasta. Nu este bine. Trebuie să punem într-o poziție mai echilibrată. Și apoi, după un an de vegetație, când intră deja în repaus vegetativ, ele vor rămâne așa cum le-am pus noi,
eventual un centimetru dacă se mai mută înapoi. În general, ele rămân așa cum le punem. Cam un centimetru am observat că își schimbă, se apropie înapoi, ceea ce este nesemnificativ. Așa. Da, aceasta este poziția bună. Deja l-am desfăcut foarte mult, aproape spre ceea ce ne-ar fi trebuit. Bineînțeles, această formă ciudată de măr cu două tulpini și fără nicio tăiere de fărecarea coroanei până acum, nu o putem face din primul an, dar deja din primul an o punem pe făgașul cel bun. Mai tăiem aici, e prea jos, tăiem la el. Cam așa ar arăta acest măr ciudat, două trunchiuri și adunate toate împreună, cu șase șarpante, ca pe viitor, în ani de zile, să putem să ajungem doar la patru șarpante, cum ar fi trebuit de la început. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip, pe curând!